A, noroc, bobiță. A, noroc. Bă, cum faci, mă? Ai un senzor băgat în curs și zbipă ăla când număr eu bani, altfel nu mă exprimă. Cum apar tu tocmai... La fix te-a prins, a? Da. Bă, am și o treabă cu tine. Vrei bani, a? N-am. A, mă, te rog eu frumos, dă și mie niște bani, că uite, am încercat să mă împrumut și nu-mi dă nimeni, mă. Și 33 de lei nu e sumă mare. Stai tu acum în 33 de lei, pe bune, că am văzut ce ai acolo. Dar pentru ce trebuie ție 33 de lei? Mă, vreau să pun și un bilet la lotul, mă, o variantă simplă de 7 numere. Și mai trebuie 33 de lei, că 60 de bani îmi pun eu de la mine, nu-i problemă. Bă, dacă era de mâncare, de alea să zicem că-ți mai dădeam, dar pentru loto n-ai să pupi. Bă, bă, stai mă să spun, mă. Bă, eu de câteva nopți visez niște numere. Înțelegi? Am un vis de ăsta, cum vine o rază de lumină așa frumos pe geam, cade pe căprioare și căprioarea de câte ori clipește, hap, apare numărul, înțelegi? Și eu mi-am notat numerele, adică au fi vreun semn ceva. Mhm. Da. Zice, doamne, doamne, ție numerele câștigătoare la loto, acum. Bă, mai știi? Mai știi? Bă, alea nu-s numerele câștigătoare de la loto, mă, Gianni. Dar ce sunt, mă? Ăla e numărul de la ANMOF. Adică ce-i asta? De la Asociația Noilor Oameni Care Trebuie Să Muncească, mă, și vrea să-i recruteze. Numărul lor de telefon. Dar e fără prefix, de-aia e doar din 7 numere. Prefixul e 021, ți-l spun eu, sună-i. N-are cum, mă, ce-i? Ba da, mă, ea vrea să te ia la muncă pe tine, mă, la servici. Bă, și dacă sunt numerele de la loto, mă? Ce loto, mă, bolnavule? Tu mai crezi în asta cu loto? De când joci tu, mă, la loto? De 9 ani. Și ai câștigat vreodată tu la loto? Nu, bă, bobiță, n-am câștigat, mă, dar nu știi cum sare norocul? Ce să sare norocul, mă, nu de acolo sare norocul, bă, Gianni? De la servici sare norocul și nu o dată pe una, de două ori. O dată la avans și o dată la lichidare. Păi tu nu vezi că cu asta, cu loteria, tu nu vezi că nu se câștigă decât de sărbători, de Paște și de Crăciun? Păi tu mai crezi asta? Adică ăla care apare la televizor și zice: "Da, domne, am desfăcut o bere și pe capac am câștigat un Logan." Păi tu crezi că l-a câștigat un Logan? Iată, ia 3 milioane ca să zică la televizor că a câștigat un Logan. Păi așa pot să fac și eu, mă. Să îmi dea la 3 milioane, să zic: "Da, domne, am câștigat un avion, ce fericit sunt că acum iau-te, mă, cum zbor." Hai, mă, ce dracu, mă. Dacă vrei combinația adevărată de bani ca să faci bani cârcă, îți spun eu. Dacă spun și iese combinația, facem 50-50. De ce combinație? Bă, fraiere, tu trebuie să vinzi numerele câștigătoare de la lotou, mai înțeles? Te-ai dus frumos la om, ai zis: "Dă-mă 200 de lei, paf, ai băgat frumos și stache și ai plecat." Da, bravo, păi și eu dau să știu numerele câștigătoare de la lotou, mă. Bă, ce contează, mă, ce numere îi spui tu ăla? I-ai spus frumos 7 numere, ai luat banii, la revedere. Alt fraier, te-ai întâlnit cu el, hai noroc, fraiere, hai să spun numerele câștigătoare. Ai luat și tu ăla și tot așa. Păi și pune lumea botul ăsta, mă. Ia uite-l pe ăsta, cum să nu pună, mă, tu știi cum merge asta? Vrei să faci bani sau nu vrei să faci bani? Nu vreau să fac. Păi du-te la loto că se închide, nebunule. Nu mai sta atâta pe întrebări și pe alea. Zici că ține, a? Da, mă, nebune, du-te acolo și dă-le numele câștigătoare. Bine.